Învechite și hodorogite, autobuzele folosite la transportul în comun din municipiul Reghin încă o mai duc o vreme. În ciuda acestui fapt, aerisirea este bună numai vara, dar pe timpul iernii o călătorie devine o aventură. Cel mai așteptat autobuz este cel cu scaune din piele, pentru că este mai călduros față de cel cu scaune din plastic. Reghinenii nu au păreri tocmai bune când vine vorba despre confortul autobuzelor. Cum vi se par condițiile oferite de RAGCL în ceea ce privește transportul în comun? Bine, autobuzele nu sunt probleme așa. Condiții bune, dar autobuzele sunt și mai vechi. Na, ce să facem? Uitați că mai vine autobuzul. Cum se simte, mai ales acum iarna, o călătorie cu autobuzul? Sunt și autobuze cu scaune din alea tapizate și astea alte care au șezutul din plastic sau ce știi, mai rece puțin. Un singur autobuz este care e cu scaune din piele și restul din plastic, foarte reci, cu copilul nu pot să mă pun jos, mai ales dimineața. Cum se simte, mai ales acum iarna, având în vedere că nu prea e izolat? Păi se simte destul de bine, bine, dacă mai ales stai lângă geam. Ce soluție vedeți? Alte autobuze sau știu eu? Da, măcar câteva. Măcar câteva autobuze noi. Părerea mea ar trebui să schimbe asta, a trecut Ceaușescu, dă-l încolo de treabă. Cum autoritățile locale cunosc situația și au zis că nu se mai poate așa. Astfel, s-a luat decizia pentru a se susține o licitație publică, vineri, pentru achiziționarea de noi mijloace de transport în comun. Minibuzele vor fi de ultimă generație, trebuind să respecte standardele internaționale de calitate ISO. La data de 11 decembrie 2009, Primăria Municipiului Reghin organizează licitație deschisă pentru achiziționarea autobuze cu podea joasă de capacitate medie pentru transport urban în comun. La această licitație vor fi, în urma acestei licitații, vor fi achiziționate 3 minibuse. Prețul achiziției nu poate fi spus, deoarece este o licitație deschisă care va avea loc mâine. Cert este că reghinenii așteptau de ani de zile autobuze noi, iar prin achiziționarea lor, autoritățile locale vor face și o economie semnificativă la carburanți prin tehnologia oferită de minibuze.